Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne mai ridicăm o dată în picioare și voi reciti versetele care au fost citite de fratele Dănuț. Eu mă gândeam la un alt cuvânt, dar am spus că rămân la Psalmul 50, versetul 13, 14 și 15. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. După cum știm bine, jertfele ceremoniale practicate în Vechiul Testament au încetat. Acei munți de tămâie care au fost arși și râuri de sânge care au curs pentru iertarea păcatelor dintre evrei au încetat în momentul când Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. El spunea Petru, mielul fără prihană și fără cusur a murit în locul meu și în locul tău, ca să ne plătească păcatele. Spuneam că mântuirea nu e un instantaneu, mântuirea e un parteneriat. E o înțelegere între Dumnezeu și om. Filipeni 2, 12 spune, după cum totdeauna ați fost ascultători fraților, duceți mântuirea voastră până la capăt. Înseamnă că mântuirea are două capete. Un capăt de unde începe și unul unde se termină mântuirea. Mântuirea a început-o Domnul Iisus. El a avut inițiativa. Dumnezeu l-a dat pe Hristos, Domnul Iisus a venit, s-a născut prin Fecioara Maria, a venit în lumea noastră și a murit în locul nostru ca să ne plătească păcatele. Noi nu ne puteam mântui singuri. Psalmul 40, îmi pusese nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele, m-a scos din groapa pe ire, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Eu eram în fundul mocirile, ca și unii din voi. Nu puteam să ies de acolo singur. Am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu m-a scos de acolo. De aici a început mântuirea. Păcatul meu trebuia plătit, eu trebuiam justificat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu e un Dumnezeu drept. M-a prins odată poliția, acum iar n-am permis. Adică e prima dată când mi l-a luat pe 3 luni. Dar odată m-a prins poliția și eu am spus, hai te rog, Doamne, iartă-mă. Și el îmi spune, eu sunt pus aici să fiu drept, nu bun. Și eu zic, măi, da, dar Dumnezeu a fost și drept și bun, măi. Zic, cum așa? Păi a fost drept că o amendat oamenii, pentru păcat i-o amendat, dar a fost bun că o plătit el. Și eu ce trebuie să fac? Eram la Rosnă, în Piatra Neamț. Dacă trebuie să pui o amendă și să o plătești tot dumitale. Atunci ai fi și drept și bun. Doamne, dar cu minte ești dumitare. Nu vrut, am plătit eu amenda. Dumnezeu a fost și drept și bun. La Dumnezeu nu merge cu afacere. Păcatul meu trebuia plătit și l-a plătit Domnul Iisus Hristos. Ei, de acum ai treaba mea să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu teamă de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe toți. De jertfele ceremoniale au încetat. Dar conceptul de jertfă a rămas și în perioada bisericii. Sunt jertfe și acum, nu? În Roman 12:1, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Vie sfântă, plăcută, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci aducerea trupului nostru ca jertfă e considerat de Dumnezeu ca o voie a Lui. Voi azi ați adus trupul ca jertfă. A stat în post și rugăciune, Dumnezeu să vă primească jertfa. Apoi mai scrie în Evrei 13:16, dau exemplu.
Și să nu uitați binefacerea și dărnicia că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Îi jertfă? Îi jertfă, trebuie să practicăm. Aici spune cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 50, versetul 23. Deci conceptul de jertfă a rămas și în cadrul bisericii. Noi suntem chemați să aducem jertfă lui Dumnezeu. Acum, acele jertfe ceremoniale au încetat, dar conceptul a rămas. Ce vrea Dumnezeu de la jertfele astea? Cum trebuie să fie ele? Și în primul rând, jertfele acestea au rămas conceptul de valoare. În Vechiul Testament, la arde de tot, jertfe de mulțumire, jertfe de ispășire, toate aveau o valoare materială. Când a păcătuit un om, se aducea o jertfă. Când a păcătuit o căpetenie, altă valoare. Când a păcătuit adunarea, altă valoare. Fiecare jertfă avea niște prescripții riguroase. Așa trebuia să faci. Deci, jertfele aveau o valoare materială. Când a izbucnit ciuma la Ierusalim și au murit mii de oameni, David l-a văzut pe îngerul Domnului în area lui Aravna. Scrie în cartea 2 Samuel, capitolul 2, când l-a văzut pe îngerul Domnului, i-a spus lui Aravna, lasă-mă fac un altar, aduc o jertfă. Și Aravna îi spune, ia te rog pământul, îți dau și boi și uneltele, ia-le. Și David spune așa, 2 Samuel 24 cu versetul 24, eu nu vreau să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Deci când aduci o jertfă, trebuie să te coste ceva. Pe tine azi te-a costat un pic de oboseală, un pic de foame, un pic de căldură. Ai făcut ceva, da? Pentru că există o valoare materială. Biblia însă e indulgentă. Și la evrei, ca și la români, ca și la voi bucureșteni, erau oameni mai bogați și mai săraci. Și a spus Dumnezeu, măi, dacă unul nu poate aduce un taur, să se ducă să prindă un hulub, știi ce, în Bucovina spune, un pui de porumbel. Și du-te și dă jertfă, dar dă și tu ceva la adunare, nu? Du-te, dă Domnului o jertfă. Nu era așa de scump, du-te, prinzi un pui de porumbel, te duce cu el la templu. N-au, de-am, atât am putut eu aduce. Tu azi cât ai putut aduce? Unul duce un taur, na? Că noi când venim la adunare, spune, aduceți la casa Domnului, trebuie să aducem ceva. Aici nu suntem consumatori de har și de oxigen. Fiecare trebuie să facă ceva. Noi suntem mărturari în trupul lui Hristos. Hristos e capul. În Efeseni 4 cu 16 spune, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, trupul ăsta. Tu ce-i dat azi în adunare? Bine, n-ai adus un taur, n-ai venit cu predic, azi am predicat eu, n-ai prorocit, o prorocit el, o cântat ei, dar tu ai adus ceva la adunare? Că trebuie să aduci, n-ai adus taur, adă Domnule, un pui de porumbel. Scrie în 2 Corinteni 1 cu 20, o jertfă mică. Aminul care îl spunem noi prin el, este despre slava lui? Ai adus un amin cu tine? În Cajoana un frate are un vis într-o seară, un frate foarte rațional, inteligent, el nu spunea amin așa ca tăți brață. Și până se gândea el dacă trebuie spus sau nu, trece momentul. Într-o seară are un vis. Se făcea că era la adunare și a venit un înger și a început să împartă hârtii la toți. Și toți se uitau curioși, citeau. El se uită hârtie albă pe o parte, pe alta. Întreabă, băi, dar la voi ce scrie pe hârtie? Unul zice, spune aminul care l-am spus noi la timpul slujbei. Unul avea o foaie, unul jumate, unul trecut. El n-a venit niciunul. Măi, și spunea fratele ăsta, prieten al meu, vine a doua duminică la adunare, iese conducătorul în față, spune, slăvit să fie Domnul. Tot adunarea, amin. Dar el de acolo, amin, amin, amin. Ăștia îl știu.
Iar spune, lăudat fie Domnul, adunare, amin. El, amin, amin, amin. Unul se întoarce, întreabă, ce cu tine, ce-ai pățit? Bă, uite ce vis am avut. Că la mine aminul era zero, poate vă ajung din urmă. Voi cât de amin ați avut azi? Amin. Mai ales la, mai ales la amiază, când eram somnoroși, știți, și eu și voi. Na? Acum aminul care spune, nu e pe slava predicătorului, iertați-mă, cu toată smerenia o spun. Eu pot predica și fără aminul vostru. Dar aminul care spune, e spre slava lui Dumnezeu. Amin. Și eu mai aveam un defect și m-a corectat un frate bătrân. Mie îmi plăcea când provocam adunarea și întrebam amin și adunarea amin. Și așa îmi plăcea, parcă făcea har. Amin, amin. M-am dus în Basarabe la Corjevuț, am predicat și spuneam amin, fraților. Adunarea amin. La urmă ies un bătrân și spune, măi frate, tu văd că știi o leacă Scriptura. Eu am luat înfățișare, așa, da, cât ne-o da Domnul, că trebuie să arătăm smerii, știi cum facem noi, așa. Măi, dacă știi așa de bine Biblia, unde ai găsit o scris în Biblie amin cu semnul întrebării? Eu zic, n-am, știu de ce întrebi. Mie îmi plăcea cum răspundea adunarea. Băi, când spui amin, îi spui slava Domnului, tu spui amin și adunarea amin. Eu acum spun slăvit să fie Domnul. Asta e o jertfă care o aduci Domnul. Îi o valoare materială. Veniți la adunare cu ceva. Veniți cu o rugăciune de acasă, de mijlocire. Rugați-vă pentru frații ăștia care cântă, pentru ăia care se roagă. Faceți ceva pentru Domnul. Osea 14:2 spune, aduceți cuvinte de căință, aduceți la visterie acasă, Domnul. Momentul cel mai dificil al slujbei o trecut în seara asta, s-a făcut colecta. Aveți voie să fiți bucuroși de acum, aveți voie să zâmbiți. Un frate a plecat în Italia, asta mai povestit eu, și conducătorul se plângea, băi, nu predau frață bani, stăm cu chirie, n-am plătit chiria nu știu de câtă vreme. Și fratele îi spune, băi, lasă că fac eu colecta azi. Na, el musafir, cum aș face o colectă la voi? Ce gândiți de mine? Băi, ce cu omul ăsta? Și ia el săculeț, oceana spune, azi în colectă te-ți puneți câte ceva. Cine are, pune, cine nu, se împrumută de la altul, dar tot pune. Și o să că am făcut așa o pauză și m-am uitat în adunare. Unul întreba pe altul, hai să mă împrumuți. Ăla o zică, am, dar mari. O zică, dă-i așa mari. Și i-o dat așa mari. Minunea, știi, care a fost când o număra colecta, erau datori cu 1372, nu știu, spune eu un număr așa, când o număra colecta era euro pe euro, nici 50 de cent mai mult sau mai puțin. Spune, măi, face conducătorul, frate Vasile, mai vin la noi, mai vin să fac colecta. Deci noi aducem o jertfă lui Dumnezeu și jertfa asta e o valoare înaintea lui Dumnezeu. E o valoare financiară, o valoare materială. Eu n-am venit la București după bani, că eu sunt bogat. Dar țineți minte că asta spune Scriptura. Mai există o valoare spirituală. Jertfa nu are numai valoare materială. Îi spune odată Samuel lui Saul, în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22, ascultarea face mai mult decât jertfele. Cum stați cu ascultarea? Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că-i drept, cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Vreți să asculte copiii de voi? Doamne, ajută-ne! Dar eu mai întreb, în Evrei 13:17, un verset așa, ascultați de mai mari voștri și fiisele supuși, ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu vor fi de niciun folos. Aveți aici în adunare mai mari? Da sau nu? Aveți? Știți cum îi cheamă? Și îi ascultați? Doamne ajută! Eu acum am... Odată am fost la cimitir
Era o soră bătrână, am îngropat-o, dar o altă femeie din sat așa plângea cu mâinile pe cap și nu mai putea. Eu conduceam, măi, ce plânge, nici vecini, nici neamuri, nici prieteni, de ce plânge așa tare femeia? N-am putut să-mi dau seama. M-am dus acasă, îi spun la nevastă, băi, la sora asta, era sora Aneta, așa de tare plângea, ce-o trăit așa de bine? Asta îmi spune, măi, omule, măi, da, Aneta are o fată de 12 ani, un grup, e plângea la fata Ira. Eu atunci mi-am dat seama și îmi spune nevasta, băi, la cimitir, acolo fiecare plânge mortul lui, nu te uita că plânge. Eu acum când vorbesc de ascultare de mai mari, eu plâng mortul meu, nu lui Dan. Da? Eu asta nu predic la mine în sat, eu predic la București asta, că e scris, ascultați de mai mari voștri. Asta e o jertfă, aduce jertfa asta întreagă. Un prieten de-al meu și de-al Liviu, proroc, merge într-o adunare lângă Suceava, chemat de un frate păstor, nu li spun nume, prieten și cu mine. Se ridică prorocul și spune, mi-a arătat Domnul că la voi aici nu-i ascultare de mai mari voștri. Dar unul spune, Domnul Iisus e mai mare aici la noi. Noi suntem frați. Spune, bun, dar nu este mai mare. Nu, noi suntem egali. Eu îl știu pe cealaltă, e vânător, are pușcă. Și prorocul spune, dar unde m-ai adus, băi? Ai spus că vine la o adunare, Domnul Efesem 4:11 spune, și el a dat pe unii proroci, pe apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Îi aviețește mai mare. Nu, frate, nu, Domnul Iisus e mai mare. La câteva săptămâni s-a rupt adunarea. Eu mă întâlnesc în piață cu unul, zic, băi, v-ați rupt, băi, o adunare mică, n-avei ce rupe. Băi, v-ați rupt până la urmă. Tu ce faci, ai plecat sau? Nu, frate, eu aici am primit, aici am rămas, eu cu ăștia. Bă, dar cei care au plecat ce fac? Frate Dragoș, numai să ceartă în continuă. Cei care au plecat, numai să ceartă. Dar voi? Băi, frate, și noi ne certăm, dar noi am rămas aici tăți. Să ceartă aceia, să ceartă, știi de ce? Că nu le place rânduiala. Nu le place ce scrie în Scriptură. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Am adus astăzi și jertfa asta. Eu când am predicat despre ascultare, am pus din punctul de vedere al execuției, poți să ascult sau să refuz. Dacă vrei, ascult, dacă nu, n-ai ce face. Din punctul de vedere al timpului, am așezat ascultarea între grabă și zabavă. Când Iacob 1:19 spune așa, știți bine, prea iubiții mei, lucrul acesta. Orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la... Măi, câteodată ne încurcăm. Câteodată ne încurcăm. Să fie gramnic la ascultare. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai încet un pic la vorbire și zăbavnic la mânie. Așa să fim. Domnul Iisus dă o pildă despre doi băieți, dar niciunul nu-i bun. Îi spune la unul, du-te măi azi și lucrează în via mea, în grădină la mine. Zică, mă duc, tată, dar nu s-a dus. La altul îi spune, du-te măi și tu și lucrează, nu vreau să mă duc. Dar la urmă i-a părut rău și s-a dus. Eu am mai mult băieți. Mie nu-mi trebuie niciunul de ăsta la casă. Nici la cea la care spune că mă duc și nu face, nici la care sare cu cura că eu nu mă duc. Odată îmi spune, a doua oară nu mai spune, acum sunt mai mari ca mine, nu mai am ce le facem, mă rog eu de ei să ascultă, dar mă ascultă. Al treilea fiu în Scriptură e bun, al treilea. Spune, tată, în sulul cărții scris despre bine, mă duc să fac voia ta, așa să fim și noi. Unii ascultă, dar greu. Trimiți o fată să facă ceva, îi spui de 7 ori. Da? Trimiți un băiat, du-te băiat, îți face, am uitat, las că mă duc. Când uiți, chiar nu s-a dus. Noi cu pocăința tot așa suntem? Sau suntem gramnici la ascultare? Asta e o jertfă. Și am mai spus eu ascultarea între total și parțial. Câte unii ascultă, dar un pic numai. Saul, ai împlinit cuvântul Domnului și Saul raportează. Să trăiți, am păzit cuvântul Domnului. Bă, dar eu aud un behăit, ce coșeala? Poporul, o ascultat, dar nu tot. Știi că s-a supărat Dumnezeu?
voi cum ascultați? În totalitate sau numai ce vă convine? Nu, acum când vorbim de jertfe, spunem că jertfele au o valoare materială, dar au și una spirituală. Că mai scrie în cartea Marcu, capitolul 12, versetul 33, bine răspuns învățătorule, că a iubi pe aproapele tău este mai mult decât toate jertfele. A iubi, iarăși o jertfă, o aveți, o practicați, Dumnezeu să ne ajute. Nu vorbim de iubire, numai din Filipeni 1 cu 8. Că martorul meu este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Pe cât iubești tu? Păi dacă iubești pe cel ce te iubește, ce lucru? Dacă ies acolo și mă pup și mă strâng în brațe cu 2-3 frați, dar am vă doi, nu-i văd. Spocăit sau nu spocăit? Domnul Iisus în Marcu 13 vorbește de pilda semănătorului. Eu de aici am predicat despre dragoste. Să vă spun ce am înțeles eu. Patru feluri de pământ. 1, 2, 3, 4. Sămânță bună. Semănător bun. Sămânța-i cuvântul, semănătorul Domnul Iisus. Acolo aruncă. Pe mine m-a interesat câte boabe au pus în fiecare pământ. Oare câte au pus? Nu scrie în Biblie, dar eu deduc din pământul al patrulea. Pământ bun, sămânță bună, o încolțită de sămânța. Și odată unul 30, altul 60 și altul 100. În 1 Corinteni 13 cu 13 spune, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare? Deci Domnul când o semănat, aia este boabele o pus în om. Credință, nădejde și dragoste. Măi, credința, cea mai mare dragostea. Credința e 30, nădejdea e 60, dragostea e 100. Și acum eu fac o experiență cu voi. Eu vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sunteți 100. Din ăștia 100, eu pe 99 vă iubesc. Nu meritați, dar eu sunt pocăit și vă iubesc pe 99. Numai pe unul din voi îl urăsc. Nu pot să-l văd, îl urăsc. Și la noapte vine Domnul. Unde mă duc eu? Știi careva? Cine urăște pe fratele său, afară sunt. Deci eu dacă urăsc pe un om, nu văd raiul, dar iubesc pe 99. Și Pavel spune, martorul meu Dumnezeu că vă iubesc pe toți. Eu am făcut odată un exercițiu, că nu poți să iubești pe toți, ce trebuie să faci? Primul lucru, identifică-l pe ăla pe care nu-l poți iubi. Frate Dan, tu ai unul aici care nu-l poți iubi, cum îl cheamă? N-ai niciunul. E pocăit, gata. Măi, când eu nu pot să iubesc, trebuie să știu pe cine nu iubesc. Și de ce nu-l pot iubi? E normal, e logic. Pasul 2. Roagă-te pentru omul ăla. Se întâmplă ceva. Ori îl schimbă Dumnezeu pe el, ori mă schimbă pe mine. S-ar putea să fie vina la mine, nu la el. Pasul 3. Fă acelei persoane lucru care le faci la o persoană care o iubești. Oprește-te, dă-i bineță, salută, vorbește, fă-i un cadou, poartă-te frumos. Și ai să vezi că Dumnezeu ne schimbă gândurile. Căci a iubi pe aproapele tău este o jertfă. Domnul să ne dea mai multă pocăință. Deci, există o valoare materială, una spirituală, mai este o jertfă, o valoare simbolică. Domnul Iisus urmărește odată colecta. Eu mi l-am imaginat pe Domnul ascultând rugăciune. Așa vi l-ați imaginat, nu? Doamne, eu mă rog și El lângă mine mă ascultă. Domnul ascultă predica mea, eu sunt responsabil de orice cuvânt. Domnul ascultă cântarea lor, la frate ce care stau pe telefon. Ascultă și cântarea lor. Deci Domnul e acolo, la cântarea lor. Dar voi l-ați imaginat vreodată pe Domnul urmărind colecta? Așa în sac. Vadă, pui, ei, ce se întâmplă acolo? E, dar știți că a făcut treaba asta?
Tot în Marcu, capitolul 13, Iisus stă la intrarea în templu, unde venea un vestierii. Tăți aruncau, bogați din bogat, au venit o vădă, au aruncat doi bănuți care fac un gologan. Domnul s-a uitat, o chema, veniți cu voi repede, chemați ucenicii, hai că am o predică. Vedeți voi văduva asta? Asta o dat cel mai mult. Cum o dat cel mai mult? Tu ai vrea să trăiești din banii la văduva aceea? Ea o dat, simbolic o fost cel mai mult. Ea o dat tot ce avea ca să trăiască. Ai un copil bun, o luat locul 1 la olimpiadă pe țară, la fizică, o învățat de o rupt și îi dă o diplomă. O diplomă care costă 2 lei. Nu o poate vinde, nu o cumpără nimeni, nu. Dar o ia și o pune în ramă, locul 1, faza națională. Ea n-are valoare materială, dar are o valoare simbolică. Asta e medalie de aur, domnule. Ceva spuit acolo. E locul 1. Văduva asta au avut o valoare simbolică. Că nu trăiau săraci din Ierusalim cu banii din doi bănuți. Dar femeia asta o dat, s-o dat pe sine, o dat tot ce a avut ea. Asta înseamnă valoare simbolică. Asta e jertfă. Că jertfa, în primul rând, Domnul se uită la valoare. În al doilea rând, se uită Domnul la atitudine. Care e atitudinea? Tu azi ai stat în zi de post, acum cred că ați mâncat și eu am mâncat, m-am dus cu forța și mi-a dat o masă bună, frață. Parcă suntem mai frumoși acum, mai senin. Care e atitudinea în timp ce tu aduci o jertfă? Frațelor, sunt post, numai eu știu, numai eu. Sau ești plin de bucurie? Am putut să aduc o zi pentru Domnul. Scrie în cartea împăraților că Samson a adus jertfe. Eu până anii trecut am crescut vaci și cai și animale și am lucrat pământ. De când s-a îmbolnăvit nevasta, nu mai țin, că n-am cu cine copii, m-a plecat la școală. Când tăiem eu câte un taur, chemam măcelarul, o zi de dimineață până seara stăm lângă el, copiti, coarne, măruntaie, jupit, cu furtunul, cu apă, în urmă, tot curățenie. Solomonul a adus odată jertfe 22.000 de boi. Hai, numărați voi. Eu am văzut și eu cirezi vivite, poate 300, 400. Băi, 22.000. 120.000 de oi. Nu a fost colectiv în România cu atâtea oi. Dar ce spune acolo în Împărați, capitolul 8, că poporul o adus cu mare bucurie. Spunea fratele, un frate a fost în America la o adunare de africani. Măi, multe lucruri că nu mi-au plăcut, cum se manifestau ei, dar era oprins colecta. Și când era colecta, era o vană mare în fața amvonului onlighean și fiecare ducea să pune bani sau foi de cec, cum e acolo, nu știu. Spui, venea câte o soră de asta negresă, de 100 și ceva de chili, și lua foaia aceea și așa, aleluia, aleluia, și pupa foaia, slăvi să fie Domn, și o punea acolo. Noi românii când punem, suntem crispați, suntem... Odată, într-o adunare, se făcea colecta. Și când a trecut fratele cu o farfurie, avea un frate, gospodar în sat, sta bine, s-a plecat și așa avea mocheta. Ăla a trecut pe lângă el, dar păstorul spune, uite bă, ăsta nu-i atent. A doua oară același gest. Când a venit colecta, ăla iară. Păstorul spune, asta la tine e o șmecherie în cap. A treia oară spune, fraților, fac eu colecta azi. Dar unul spune, dar ce n-ai făcut destul? Nu, sunt demnat să fac eu colecta. Și-a luat o farfurie, se duce. Ăla a așezat covorul. Dar el stă așa lângă dânsul. Cât ai să stai tu ghibos acolo? Dar trebuie să te ridici la un moment dat. Și-a stat, a stat până ăla se ridică. Frate, colecta. Curent, căldură, bani, gaz, femei, pune-te. Ah, da, da, frate, stai că spun și eu. Noi suntem mai bucuroși când primim. Dar Biblia spune, e mai ferice când dai. Ați experimentat fericirea asta? Eu aveam copii mici, venea câte un frate, aducea câte o plăsuță cu o cutioră de bomboane. Nu trebuia, lăsați că avem, știi? Nu era musafirul la poartă și nu uitați acolo. Odată unul uita ceva, când ăștia copiii tăi, să vedem cine o dat. Așa suntem noi.
Am avut odată harul să experimentez vorba Domnului, e mai ferice să dai. Am fost la Cahul. Nu știu, Liviștoi a fost cu mine atunci. Băi, sărăcie, lucie. Nu vă pot spune ce sărăcie am văzut acolo. Acolo am dat ultimul leu din buzunar, când am înapoi n-aveam să cumpăr o două felii de lubenițe. Eram cu un frate din Italia, cu bani mai mulți. Băi, cu așa bucurie am dat. Erau oameni săraci, săraci, săraci. Și am spus, drept a fost Domnul când a spus, e mai ferice să dai decât să primești. Domnul să ne dea o atitudine de bucurie, fraților. Când stăm în zi de post, stăm cu bucurie. Când dăruim ceva, dăruim cu bucurie. Că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. O atitudine de credință, Evrei 11 cu 4. Prin credință Cain a adus o jertfă mai bună decât Abel. Eu când jertfesc, am credință că jertfa mea e primită de Dumnezeu, că Dumnezeu îmi răspunde. Și 50 cu 23 psalmul, cine aduce mulțumiri ca jertfă, să aduce mulțumiri, fraților. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă uit la ceas, eu mă grăbesc, plec la avion și nu vreau să fiu și mâine la voi, că v-am plictit să destulați, cred că. Când vorbim de jertfă, vorbim de valoare, de atitudine și de calitate. În Vechiul Testament, când aduceai o jertfă, trebuia întâi să te uiți la aspect. N-avea voie să fie șchioapă, să fie deformată, să fie jertfa, să fie de calitate. Ce e mai bun pentru Domnul? Și am să vă spun o întâmplare cu fratele Liviu Jeniuc, dacă îl cunoaște, cu fratele de aici. El a predicat odată la adunare la dânsul că ce e mai bun să dăm pentru Domnul. Da, predică frumoasă, bună. Odată ducea unde? La o logonă. Și avea și el pretenție, avea un costum cu care îi stă mai bine. Că na, el e așa, vedeți cum arată. Dar cu costumul acela îi stă mai bine. Și a spus nevastă, adă-mi costumul acela. Dar l-am dat. Dar cum? Acela e cel mai bun. Dar tu ai spus că ce e mai bun pentru Domnul? Eu m-am gândit, oare pe bărbatul meu îl ascultă cineva? Hai măcar eu să-l ascult. Și eu dat costumul cel mai bun. Voi cum sunteți când dați? Ce nu vă trebuie? Dacă e mai uzat, mai rupt, ăla care primește se bucură. Dacă când dai pentru Domnul, fă o jertfă de calitate, măi oameni. Să uita, din ziua 10 până în ziua 14, luai un miel de parte bărbătească și îl urmăneai pe toate părțile, să n-aibă niciun cunsur. Așa e jertfa pentru Domnul. Să fie sănătoasă. Jertfa să fie sănătoasă. În Tit 2 cu 8 spune, iar în învățătură dă dovadă de vorbire sănătoasă și fără cusur. Domnul să ne ajute și la asta. Și mai trebuia jertfa pregătită. Să lua jertfa, 4 zile te uitai și după 4 zile jertfeai. Era pregătit pentru Domnul. Frații mei, când veniți la... Când aduceți o jertfă, veniți cu ea pregătită. Da? Frații ăștia cântă, la noi avem și orchestră, și cor bărbătesc, și grup de tineri, că e adunare mare. Măi, vezi câte unul cântă o cântare așa de frumos, apoi el nu încearcă aici. El a mai cântat-o acasă, a făcut repetiți, cântă cor, o cântare armonioasă, doar ea nu atunci o cântă prima dată. Cântarea ce e pregătită, e o jertfă pentru Domnul. Mă întreabă cineva, frate dragul, e păcat dacă învăț o predică pe de roșu, o spun? E păcat, măi. Dar nu e păcat să înveți 100 de predici și să le spun. Știți cu plagiatul cum e? Dacă ai copiat de la unul, ai plagiat. Dacă ai copiat de la 10, ai studiat. Măi, când vii cu o predică, vine, domnule, cu predica pregătită. Eu n-am nicio schiță, niciun punct, nicio virgulă. Dar eu predica o am în cap. Eu ce vă spun vouă, am spus și la alții, am o lumină de la Domnul în privința asta. Păi dacă trompeta dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă, spune 1 Corinteni 14, da? Dacă prorocul nu știe nici el ce a vrut să prorocească, ce înțelegea dumneavoastră? Dacă eu predic, spun, frate, ce vă spui? Apoi ce v-am spus? Nu mai știu ce am vrut să spun. Dacă eu nu știu ce să spun, voi ce înțelegeți? Deci întotdeauna când aduce o jertfă, aduce o jertfă pregătită. O aduci ca pentru Domnul. Domnul să ne dea înțelepciune.
ne uităm așa la câte 2-3 copilași la noi, băi, așa cântă de frumos. Sunt lucrurile care nu se văd. Un copac are rădăcină, tulpină și coroană. Noi ne uităm la coroană, ce frumoasă, frunză, flori. Puterea unui copac nu e în frunză, e în rădăcină, dar rădăcina nu o vede nimeni, e ascunsă. Puterea unei clădiri nu stă în balustradă și stă în fundație și în temelie, aceea care nu o vede nimeni. Jertfa când se pregătește, o pregătești tu cu Domnul, apoi vii și o aduci la templu în fața Domnului, dar momentul ăla de pregătire e foarte important. Nu te vede nimeni cât citești, nu te vede nimeni cât te rogi, nu te știe nimeni cât postești, nu știe nimeni de câte ori ai cântat o cântare, că adunarea nu a fost cu tine. Te ridici și slujești, aduci o jertfă frumoasă, dar e o jertfă pregătită. O aduci în cap pentru Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încheie aceste cuvinte. Nu-mi cer iertare pentru ce am vorbit, că eu vorbesc din Scriptură. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și numele Lui să fie înălțat în veci de veci. Noi plecăm spre casă, spre Bucovina. Voi rămâneți aici. Ne purtăm în rugăciune. Dacă va vrea Domnul să ne vedem, ne-o mai întâlni. Dacă nu, acasă la Domnul. Și apoi spunea Pavel în Tesaloniceni, acolo vom fi totdeauna cu Domnul. Expresia totdeauna nu are aplicații pe pământ. Nu, nu. Că noi învățăm, dar nu pentru totdeauna. Și eu am lucrat, dar nu pentru totdeauna. Am ani de când am ieșit la pensie. Ne căsătorim, dar nu pentru totdeauna. Că se rupe jugul căsătoriei. Expresia totdeauna se aplică în cer. Acolo noțiunea de timp dispare. Acolo vom fi totdeauna cu Domnul. Și eu am să-L rog pe Domnul să-mi dea-i voie să mă uit și după voi. Când ne-a chemat acasă Sfinții Lui, când va veni îngerul cu trompeta aceea, când va chema biserica, când oștirile cerului vor fi mute de mirare și voi veți veni îmbrăcați în alb. Și un bătrân curios se întreabă, dar ăștia cine-s și de unde vin? Ei vin din București și o spăla hainele în sângele mielului. Au drept să intre pe porți în cetate. Dumnezeu să ne ajute. Amin.